Deschidem cuvântul Domnului la Faptele Apostolilor, capitolul 8, de la versetul 26, citesc context potrivit cu evenimentul de astăzi, cu botezul Bisericii Elim Arganda. Un înger al Domnului a vorbit lui Elim și a zis, lui Filip și a zis, scoală și du-te spre miază zi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famine cu mare putere la împărăteasă, ca a Dacia etiopienilor, și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și se dea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis, înțelegi tu ce citești? Famina a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui cel tund, de așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. nu a zis lui Filip, rogu-te cine vorbește prorocul astfel, despre sine sau despre vreun altul. Atunci Filip a luat cuvântul a început de la scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Isus. Pe când își urmau ei drumul, l-au dat peste o apă și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat. Filip a zis, dacă crezi din toată inima se poate. Famenul a răspuns, cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut, în timp ce oamenii își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot de unde s-a dus până la cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Vă invit să ocupați locurile și pentru tot ce a fost până aici și va fi și mai departe, să spunem cu toții să să fie Domnul. Amin. Dragii mei, ceea ce am citit aici este istoria unui om de culoare. Istoria unui om care a mișcat inima lui Dumnezeu prin căutarea lui. Îngerii din cer au fost puși în acțiune. Un evanghelist de elită pe nume Filip a fost trezit din somn și pus alergi după negrul acesta, după un om care nici măcar nu era din poporul evreu. Din cauză că acest om a știut ce să caute, a înțeles vremea când trebuie să facă căutarea aceea și a plecat de acolo schimbat. Iubiții mei, în acesta a înțeles că viața e mai mult decât bani, decât funcții, decât poziții. Oamenii acesta înțeles că ceva lipsește și că ceea ce lipsește s-ar putea să fie cel mai important. Omul acesta avea de toate. Biblia spune că era ministru de finanțe în Etiopie. Probabil trebuia să dai bani grei să ajungi într-o audiență cu el. Probabil trebuia să ai relații puternice, cum trebuie să ai în România, ca să ai o conversație cu cineva mare. Omul acesta avea de toate. Când își desfăcea lanțul de la gât împărăteasă, când da punea la el în mână. Bugetul Etiopiei era în mâna lui. Când se făcea distribuția pentru medicină, pentru armată, pentru învățământ, toată distribuția asta era semnată de către el. Avea poziție, avea bani, avea funcții, avea relații și totuși ceva lipsea în viața aceasta, în inima acestui om. Și predica de astăzi am intitulat-o ceva Ce Ceva lipsește. Iubiții mei, atunci când Dumnezeu ne-a creat, ne-a creat din mai multe compartimente. Avem compartimentul material, avem compartimentul fizic, avem compartimentul educațional, avem compartimentul sentimental în noi și avem compartimentul spiritual și poți mai fi și altele. Într-o zi, în Luca 12, un bogat face o confuzie cu privire la aceste compartimente și spune către compartimentul spiritual, mănâncă pireau sarmale și bea un Pepsi sau un Cola. Să fie bine vorbesc în termenii din ziua de astăzi. Iubiții mei, fiecare compartiment pe care Dumnezeu l-a pus în inima noastră, în sufletul nostru, în viața noastră, poate fi împlinit doar de ceea ce e relativ cu el. De exemplu, dacă mie mi-e foame și îmi dai o carte să citesc, nu o să mă ajute cu nimic, că eu am nevoie de mâncare fizică. Dacă tu ai o nevoie materială da? și o trimit un SMS cu Domnul te iubește. Nu o să -ți fie suficient. O zis Iacov, omul ăla stă în frig, are nevoie de un ajutor financiar. dă un ajutor financiar. Nu-i dă doar cuvinte frumoase sau siropoase. Iubiții mei, fiecare compartiment are nevoile lui. Unii dintre dumneavoastră ați alergat și poate încă alergați, crezând că acel compartiment spiritual poate fi împlinit de o mobilă nouă, de o piscină mai mare, de o casă mai frumoasă. Omul acesta putea să meargă la împărăția asta când și să spună ceva îmi lipsește. Și pentru că ceva îmi lipsește, vreau să fiu promovat. Anul viitor nu mai vreau ministru de finanțe. Vreau ceva mai sus. Vreau să-mi spui dacă pot să cumpăr terenuri mai multe. Dacă pot să am bogății mai multe. Pentru că nu mă simt împlinit. Iubiții mei, omul acesta a înțeles ceva extraordinar. Compartimentul spiritual poate fi împlinit doar de prezența lui Dumnezeu slăviți să fie numele Lui. De aceea, în Marc 8, cu 3, 6, Biblia spune ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul. Ceva lipsește. Și am identificat cinci nevoi care i-au lipsit acestui om și dacă nu ne-ar lipsi și nouă, unele din ele n-ar fi avut sens să fie scrisă istoria lui în Biblie. În primul rând, iubiții mei, știți ce lipsea în viața acestui om? în închinarea lipsea închinare. Au zis de un templu de la Ierusalim, de oameni care merg la închinare. Probabil că au în fiecare templu din Etiopia. Probabil că au la mănăstiri. Vorbesc în termeni din România, din ziua de astăzi. O încercat la preot, o încercat peste tot. O mărși și în genunchi, o să și moaștele o paraschivă. O făcut toate ce ați vrut, o luat lumânări, o făcut de toate. Și totuși nu era împlinit. O zis, mai am o variantă, mai este un templu unde n-am fost, unde nu m-am închinat. Și o pleca la templul din Ierusalim. Iubiții mei, trăim o perioadă în Europa când bisericile se închid aproape în fiecare săptămână. În Germania s-au desfințat în ultimii 10 ani peste 500 de biserici, în Danemarca peste 200, în biserica anglicană renunță la 20 de biserici pe an în Marea Britanie. Am colegi în Anglia, am prieteni în Anglia, care au zis, am transformat biserica în discotecă. Am făcut remodeling, am am făcut reconstrucție, renovare și am, transformat un hotel. Nu mai vin oameni la biserică. În Olanda, peste 1000 de biserici catolice și peste 700 de biserici protestante ar urma să fie desfințate în următorii 10 ani. De ce? Pentru că biserica fără închinător nu mai are sensul, nu mai are valoare. Vorbesc de clădire, nu vorbesc de biserică ca și trup. iubiți mei, omul acesta a mers fizic la templu. A înțeles că închinarea e personală. Putea să ia mie de euro în buzunar să zică la cineva, du-te, ia 15.000 de lumânări, du-te, vă ceva, uite cu banii ăștia, închină în locul meu, eu sunt ocupa, n-am timp. Omul ăsta înțeles că închinarea este personală. Și am mai înțeles ceva, că închinarea nu poate fi separată de adunare, de locaș. Am întâlnit oameni care spun, eu mă închin, eu sunt, eu, eu creștin, dar nu-mi vin la biserică. Iubiții mei, n-avea YouTube să vadă cum e, să iasă mai ieftin, știți că e și mai ieftin cu YouTube-ul. Unii, duminică seara, nu vin la biserică. Nu știu dacă și la voi așa, ca și la noi. Vorbește, Doamne, că robii tăi ascultă. Nu? Stau pe YouTube. Și știi ce facem pe YouTube? Că aici noi transpirăm, aici noi ne strofocăm, el mută cursorul. Noi două ore am transpirat, am strigat, aici am urlat, el în simplu a terminat. Cu un cappuccino, un popcorn, a terminat. Și zi de zi, scade puterea, scade părtășia și într-o zi stai în fața ispitei și n-ai puterea să spui nu. Pentru că n-ai venit la încărcare. Iubiții mei, când, când, rezervorul unei mașini este gol, între Mercedes și Logan nu mai nici e nicio, diferență. Mașina are nevoie de peco să meargă să se încarce și apoi merge și face treaba care o are. Iubiții mei, eu vin aici ca să mă închin, să am cu frații și să am cu Dumnezeu. Ascultați-mă, cred din toată inima, deși Biblia nu spune că în ziua judecății omul acesta va fi ridicat în picioare și dat exemplu. 4.000 de kilometri au făcut. Intrați pe Google Maps, scrieți Etiopia, scrieți Ierusalim, 4.000 dus, 4.000 întors. N-avea bea în vei cu pe aer, ne de aer. N-avea audi din ăla unde pui pe auto, 22 de grade, sâne temperatura. Nu, cum avem noi. Omul acesta a făcut o distanță colosală. Iar unii am observat în România, nu știu dacă și aici, stau la, pe stradă cu biserica și nu vii până la biserică. Pentru bani, spunea un preot din România, omul merge până la capătul lumii. Pentru Hristos nu vine până la biserica din colț. Iubiții mei, avem prea mulți care se scuză în loc să se închine. Spun că e prea cald, e prea departe de biserica, aveți prea lung programul. Omul ăsta nu zice să-mi dați să vă rog să văd cum e programul. A, cântă fanfara, când predică boareu, nu vin. Nu, Omul ăsta a făcut tot ce a putut. 4.000 de km nu contează. Gândiți-vă ce înseamnă cheltuială pe 4.000 de km. Omul ăsta a făcut tot ce a putut pentru că era dornic să se închine. Simțea că lipsește închinarea în viața lui. Când a ajuns la templu, a avut parte de o surpriză. De autonom 23 cu 1. Nu știu. Dar a fost un șoc pentru el să afle că famenii n-au ce căuta în templu. Și el scopit sau famenul să nu intre, Gândiți-vă să veniți 4.000 de kilometri, da? să vii luni de zile să călătorești și să stea păstorul afară să zic că n-ai voie să intri înăuntru. Așa e că ai fi plecat în jurând și blestemând de la biserică. Așa e că ai fi zis în viața mea la Pentecostal nu mă mai duc. Nenorociți și mai știu câte, câte etichete ne-ai fi pus. Știți ce a făcut omul ăsta? O zis, nu lăsat să mă lăsa să mă, plec înăuntru? În parcare mă închim. Nu-mi dați voie să mă rog acolo înăuntru cu frații, cu corul, cu fanfara, cu comitetul? Afară, zice, nu contează. S-a plecat pe genunchi. Iubiți mei, vreau să observați în textul acesta ceva extraordinar. Când nu merge spre Ierusalim, Dumnezeu nu îi spune la Filip, du-te și ieși în fața lui. Nu. Dumnezeu spune, stau și aștept să văd ce face omul ăsta la biserică. Că unii vin la biserică să țină scorul, alții să facă clasamente, să vadă... Nu, spunea cineva de Cristi, dacă, ai, dacă făceați banner, vineam și eu în duminica aia seara. să cu banner pe WhatsApp, n-am știu cine vine. Iubiții mei, obișnuiesc ori de câte ori ies de la o slujbă să-mi sun soția să văd ce face și copiii. Eu nu-i spun, drag, avem safir, că altfel eu nu vin de acasă. Dacă nu avem musafir, nu vin. Unii așa fac cu biserica. Dacă nu sunt musafir, nu vin la biserică. Iubiții mei, am făcut legământ cu soția mea că avem safir, că nu o avem, eu vin acasă. Pentru că ea e acasă. Aici e Domnul prezent. Așa. Tu ai făcut legământ. Încă șase vor face legământ cu, cu, cu Dumnezeu. Că sunt musafiri, că nu sunt, nu contează. E Dumnezeu prezent. De aceea îți din toată inima să vii să te închin. Închinarea adevărată, sinceră, nefățarnică. Vreau să spun că are rezultate. Am avut un botez acum câteva luni de zile la Deva, 17 persoane. Am lăsat câteva persoane cu o mărturie mai delicată la urmă. O să vă spun două dintre ele. Acolo în afară botezului a venit o femeie de 50 și ceva de ani. Și am spus, rog pe Cristi, băiatul acestei surori, să se ridice în picioare. S-a ridicat în picioare și am zis, Cristi, de cât se te pentru maică ta? s zis, de 14 ani. De 14 ani mă închin, de 14 ani postesc, de 14 ani stau pe genunchi pentru maică mea. Și am zis, Cristi, mulțumesc. Dumnezeu o răspuns la rugăciuni. Azi mama ta face botezul. După sora asta a intrat un băiat, Ovi, 42 de ani. Am zis, rog că mama lui Ovidiu să te ridice în picioare? De câți ani, de cât an vă închinați pentru Ovidiu? De câți ani vă rugați pentru el? De cât câți ani veniți joia, marța, duminica, seara, duminica dimineața și plângeți? Și nu vă satură nimic în lumea asta. Că dacă ți prun cu un lume, ai bucurie de bani, ai bucurie de mâncare, de nimic nu poți să ai bucurie. O zis, de Crisie, de 22 de ani mă rog pentru Ovidiu. De 22 de ani. La 20 de ani mi-a plecat de acasă. La 22 de ani au crezut că lumea asta de bucurie. O zis, nu trebuie fanfară, nu trebuie orchestră, nu trebuie lucrurile astea mă duc afară în lume. Și astăzi s-a întors, Ovidiu. Și de ce? Că închinarea adevărată, Dumnezeu o răspătește. În primul rând, în viața lui, lui, Famen, lipsea închinarea. Doi, știți ce mai lipsea în viața Famenului? Lipsea Scriptura. Lipsea Cartea Sfântă. Iubiții mei, știți ce e interesant? Ucenicii au zis către Iisus, ce spui, Doamne, de, de designul templului, ce fain e design, nu? Și faină să așezate cu polele și uh, parcă așa, totul e parcă simetric, e ceva extraordinar. Și au zis, Domnul, distrugeți de că o fac înapoi în trei zile. Oricum asta să rămână piatra pe piatră aici. Iubiții mei, vine famenul la închinare și nu spune, bă, ce biserică frumoasă, wow, ce frumos, aveți aer condiționat în tavan. Am băgat și noi la biserică, că au zis oamenii că nu pot să vină că e prea cald. Am băgat acum că e prea frig. În iadul să fie mai ok, cred, că, pentru mulți. Nu au zis, mă, dar e, ce, stație stație faină, ce live, 4K. Nu. Omul ăsta, iubiți mei, când a plecat de la templu, nu o plecat nici cu bârfă, nici că nu ăsta, nu știu cum, că mașa la predicator, că a făcut cacofonii, nu știu cine, că s-a încurcat la terță, nu știu care. O sta Dumnezeu și a zis, Filip, nu pleci niciunde. Vreau să văd omul ăsta cu ce pleacă de la templu. Că eu sunt sigur, iubiți mei, că în perioada aceea, la fel ca și astăzi, mulți fac pelerinaje frumoase. Mulți merg la Ierusalim, mulți merg la închinare, dar au zis Dumnezeu, vreau să văd cu ce merge omul ăsta când se întoarce înapoi. Cu poze, cu păreri, cu bârfe, cu nemulțumiri. Știți ce spunea Iisus Hristos despre, despre templul acela din Ierusalim? Peșteră de tâlhari. Eu dacă auzeam ce a spus Domnul Iisus, nici nu mă porneam de acasă, vă spun sincer. Iubiții mei, vreau să vă spun că biserica Eli Marganda și muntele Sionului Deva nu sunt biserici perfecte. Nu toți care vin aici vin cu un scop sincer. Dar vreau să vă spun că voi sau unii dintre voi, în timp ce vedeți numai lucrurile negative, în biserica asta se mai botează oameni. Amen. În biserica asta Dumnezeu mai mântuie suflete, mai scrie nume în cartea vieții, mai salvează copii și tineri din păcat. Acum mai treaba ta, te uiți la cei e pozitiv sau te uiți la negativ. O zis paminul ăsta, nu mă interesează că i având porumbei. Îi obligau pe toți turiștii care veneau la templu să schimbe în ceva și tirien. toate monedele, pentru că le conținau cel mai mult argint și făceau preoții la bani cu grămadă. N-acceptau decât și din tir la templu ca și taxă. Și putea să zic zică nu. nu numai după bani vă stă capul. Numai bani vă trebuie. Nu. O zis, nu mă interesează ce fac ăia. O zis, famenul, am făcut 4.000 de kilometri și vreau să mă întorc acasă cu cuvântul lui Dumnezeu. Și când o pleca de acolo, o lua Biblia cu el, o parte, un fragment de Biblie, din Biblie. Iubiții mei, nimic nu va încerca diavolul mai mult în viața ta și în viața mea decât să mă țină de partea de Scriptura asta. De cuvântul acesta, de Biblia aceasta. Îți dă ce vrei în schimb, îți dă TikTok, îți dă social media, Netflix, ziare, pescuit, seriale, servici bun. Doar să te țină departe de, de Scriptură. Pentru că Ioan 7 și spune cuvântul tău este? Păi tatăl minciune are un singur scop, să-i țină pe toți în minciună. Iubiții mei, prima traducere a Bibliei completă în limba română a fost în 1688. 16 secole la rând, oamenii n-au putut citi Biblia în limba maternă. Mergeau la biserică, ascultau un slavon în latina citirea ei și nu înțelegeau mai nimic. Avem harul pe care nu l-a avut nimeni în 6.000 de istoria lumii și în două mii ani de istoria bisericii avem harul să avem Biblia pe proiector, să avem Biblia pe telefon, să avem Biblia pe resurse creștine, să avem Biblia cu roșu, cu galben, cu ce vreți voi. Mai trebuie să avem și în inimă. Amin. Anul acesta, undeva în februarie, în județul Hunedoara, a murit un frate, 72 de ani. La 45 de ani, în ziua mormântării, s-a ceva interesant despre el, la 45 de ani, omul acesta ajunge în spital, cu o problemă gravă de sănătate și acolo în spital spune, Doamne, dacă mă scoți de aici, eu altcumva voi trăi pocăință. Eu altcumva mă voi dedica Până la 45 de ani, o citit bila de două ori. Dumnezeu o scoate din spital la 45 de ani și el nu rămâne cum rămân cei mai mulți doar cu promisiuni. De la 45 de ani la 72 de ani, o citit Biblia de 157 de ori și o predicat în peste 1000 de biserici, cele mai multe biserici de la sat, biserici puțin, cu un număr puțin de oameni. 157 de ori. Vreau să vă pun o întrebare. Credeți că pentru el mișcarea de rotație a Pământului a fost mai, în mai multe ore decât la noastră? Tot 24 de ore să o, -o, -o învârtim și pentru el. Cum de-a avut el timp 157 de ore? Tu ai timp de Biblie în fiecare zi. A venit băiatul meu, Ianis, anul trecut la mine. O soție au comandat o, o bilă de pe internet, că o zi Ianis, stati fac șapte ani. Am început să citesc să-mi dea o Biblie. Și o să-i scris să-mi ceva pe Biblia asta. Și și am scris. Ce spunea Moody. Cartea asta te va îndepărta de păcat. Sau păcatul te va îndepărta de cartea asta. N-ai cum să fii aproape de păcat și aproape de Biblie. N-ai cum să fii aproape de polul nord și aproape de polul sud în același timp. Nu există asta. Vrei o viață mai sfântă? Vrei o viață mai aproape de Dumnezeu? Trebuie să ai o viață mai aproape de cuvântul Lui. Iubiții mei, cel mai important lucru într-o căsătorie e comunicarea. Nu banul. Eu știu oameni cu mulți bani care au divorțat. Nu e un bani. Nu mașina, nu casă, nimic asta. Comunicarea. Dacă eu îi dau la soția mea un milion de euro și îi spun, dragă, îți dau un milion, dar nu mai vorbim toată viața, spune, nu-mi da nimic, dar să vorbim. Comunicarea oferă transparență, comunicarea oferă siguranță, comunicarea vine în urma fidelității și a integrității. Pompă pe care îl înșel, nu vorbești cu el. Îl ocolești. Exact la fel e cu Dumnezeu, comunicarea, cel mai important lucru. Prin rugăciune, prin rugăciune. Eu vorbesc cu Dumnezeu și prin cuvânt El vorbește cu mine. Când ți-a vorbit Dumnezeu ultima dată prin cuvântul cu Scripturile? Trăim o vreme când America, Europa, vrea să le elimine pe Dumnezeu complet. Din școli, din instituții, din familie. În 2012, în California, lui Kenneth... Un elev de 16 ani, i-a fost interzis dreptul de a-și aduce Biblia cu el în campus. Bun, dar cum s-a ajuns aici? În 1960, ani de zile, zeci de ani în urmă, Madeleine Murray, președinta mișcării ateiștilor americani, a depus o plângere la tribunal împotriva școlii publice unde fiul ei William era elev. A acuzat școala că îl obligă pe William să participe la ora de citirea Bibliei și de rostit tatăl nostru judecătorul, ca să nu creeze un precedent, a respins cazul ei pentru că și-a dat seama că scopul acestei mișcări este să scoată religia din școli. Ce a făcut femeia? Ce face și diavolul? Nu s-a dat bătută. Și cu avocați a mers la Curtea Supremă a Americii. Unde? În 1963. Cu o majoritate de 8 la 1. I-au dat dreptate interzicând obligativitatea elevilor din școli la citirea Bibliei sau la recitarea unor texte din ea. Atenție! După 170 de ani în care Biblia a fost citită în fiecare zi în școlile publice din America, această practică a devenit neconstituțională peste noapte. S-a scos Biblia din școli, s-a scos rugăciunea. Au intrat armele, drogurile și alte lucruri pe care le mai spun. Iubiții mei, famenul ăsta înțeles ceva extraordinar. Dacă plec de la templu cu Biblia, am făcut o realizare mare în viața asta. Iubiții mei, dacă citești Biblia și nu înțelegi, Dumnezeu va trimite oameni să ți-o explice. Dacă nu citești, Dumnezeu nu va trimite oameni să o citească în locul tău. Dumnezeul trimite pe Filip doar după ce famenul citește și nu înțelege. Modestia famenului este incredibilă. O zici Filip, gândiți-vă, un Filip transpirat, plin de praf, epuizat de alergare. Șeful, înțelegi ceva acolo? Dar cine ești tu, mă, să mă înveți pe mine? Și au zis oamenii, Îmi spunea un păstor din România, un slujitor, o zis, tu, bobocule, mă înveți pe mine? Știi că dacă ești pocăit, poți să înveți de la un prunc de 4-5 ani. Eli, așa cum era el, mai avea o sclipire în el și o zis către Samuel, să-ți spui tot ce ți a spus Domnul. Să-ți spui tot. Iubiții mei, acolo unde există smerenie se întâmplă minuni, pentru că spune Domnul celor smeriți, el le dă har. Și-au pus îngeri și predicator în mișcare pentru un om, ca să rezolve problema mântuirii lui. Trei. Ceva lipsește. Ce mai lipsea în viața acestui famen? Știți ce lipsea? Credința. Credința. Filip îi spune, dacă crezi din toată inima, poți să faci botezul. Și famina răspunde. Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. iubiți mei, cei șase care se botează astăzi nu se botează în urma unor uh, opinii personale în urma unor idei sau unor păreri. Ei vor fi botezați în urma credinței. Credinței. Știți, am observat, știți că sunt atei sau sunt oameni care dacă îi compar cu draci, dracii îi bat pe ăștia. Auziți, Biblia spune că dracii cred și se... Știți că sunt români care cred și nu se înfioară. Bine, sunt români care nici măcar nu mai cred. Nu mai cred. Iubiții mei, pentru aia vine Filip și îl întreabă, auzi omule bun, ai o credință cu adevărat în, din toată inima? Că și acum în România, la recensământ, 98% au zis că sunt creștini. Știți că în România, la fiecare 5 minute, are loc un avort? Nu știu Spania cum stă la asta, pentru a vă spun din România. La fiecare 5 minute are loc o crimă în România. Asta de vorbă cu cineva care a fost în închisoare. El spune că a fost la facultate, așa e terminul între ei. Știți, am fost la facultate. Da? Nu la Oxford, a fost la Gherla sau în fine. Și o zis Cristi, eram 12 pentru o cameră de 2, 2 pe 3. 12 persoane. Nu mai avem loc. Nu mai este loc. Și de ce nu mai sunt locuri în pușcării? Că este loc în biserică. Androaia. Dacă n-ar fi loc în biserică, să fie ca așa acum dimineața sau ca așa fiecare, la fiecare biserică din România și din Spania, ar închide ăștia pușcările, să știți. Asta înseamnă credință din toată inima. Citeam stupefiat faptul că 45% dintre românii care s-au declarat creștini nu cred în înviere. 45% nu cred în înviere. Deși crezul zice, noi credem în învierea ceva, ceva să vii. Iubiți mei, dacă credem în cer și în rai și în iad, se vede lucrul ăsta pe viața noastră. Mă uit la aceștia șase care se botează astăzi, ei au îmbrăcat o haină albă pentru că în cer se poartă ce culoare? Alb. Românii vor în negru aici și din colonal. Românii vor cu diavolul până la sicriu și apoi vine preotul de cu tămâie sau ce face acolo și cumva schimbă locul. Nu există așa ceva. O zis Pavel, 2 Corinteni 5 cu 2 și 3 mai dincolo, vom fi îmbrăcați cu trupuri de slavă, cu trupuri cerești, dacă nu vom fi găsiți dezbrăcați de ele. Paradox, nu? Vrei alba acolo? O începe să umbli în de aici. Ei pentru aia s-au în alb astăzi, pentru că ei cred. Și noi credem când am făcut fiecare botezul. Credem că este o înviere a morților, iubiții mei. O zis Pavel, am un singur scop în viața asta. Ce? Mai pun un etaj la vilă. Nu. Să ajung cu orice preț dacă voi putea la la învirea din morți. Iubiții mei, prin credință se realizează împăcarea noastră cu Dumnezeu. Îmi place de omul ăsta de fame. Nu zis, Filipe, demonstrează în, în greacă, în ebraică. Hai să vedem, de unde știu că Isaia nu băga de la el? Nu a intrat nu știu câte lucruri. Nu ai cum să le verifici pe toate. spus cineva, pentru cel care crede, am o mie de argumente, pentru cel care nu crede, n-am niciunul. Pentru aia spunea Petru, credința voastră e mai scumpă decât aurul, iubiții mei. Spune Roman 5,1 fiindcă suntem socotiți, neprihăniți prin credință. Avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă am mâinile murdare și cred că săpunul nu mă poate spăla, voi rămâne toată viața cu mâinile murdare. Dacă mă uit la calvar și cred că sângele acela de la calvar și șerfa îmi poate curăți viața, viața mea va fi curățită. Slăveți să fie Domnul. Ceva lipsește, patru. Botezul lipsește. Filip nu zis, mă, auzi, dacă crezi. Nu, au, ai văzut pH-ul la balta asta? E ca. deci cam nasol pH-ul, zice. E cam murdară, zice balta asta. Auzi, mai, mai stai vreo 5 ani și mai vedem apoi. Nu, nu, nu. O zis, Filip, mai lipsește ceva, famenule. nu e suficientă credința. Trebuie și botezul. Iubiții mei, mărturisirea publică a ceea ce s-a întâmplat în privat, asta este botezul. Mărturisirea publică a ceea ce s-a întâmplat în privat. Știți că sunt oameni care spun, măi, eu cred, eu, eu spun dar nu vreau să ies în față la 700 de oameni, 600, să mă vadă toți. E ca și cum eu vă spun, m-am dar mi-e rușine să vin cu nevasta mea să o vedeți. Cam așa sună. Știți că pocăi sunt sub acoperire astăzi? Ca polițiști în civil. N ai O cu... fost cineva în armată și o zis, după 12 luni de armată, ziceți, ești foarte bucuros. Și oamenii nu crezut, mă, e bucuros cu tema pe armată. Nu, zice, bucuros că în 12 luni, nu știu de asta mai nimeni că-s Iubiții mei, cine se va rușina de Iisus Hristos aici, o zis Domnul și eu mă rușinez în fața Tatălui de el. Botezul, cine va crede să va boteza, va fi mântuit. Cine nu, Marcu 16, 15 și 16, va fi o sândire. Atunci când cineva se botează, o zis Pavel, îi face o logodnă cu Iisus Hristos. Unde va avea loc nunta? În cer. Știți că între logodnă și nuntă încă mai ai timp să te gândești și diavolul știe asta încă mai sunt ispite, încă mai sunt oferte. Știu, băiat care a rupt trei logodne până acum. S-a răzgândit. Iubiții mei, aici e logodna din de Între botez, între logodnă și nuntă, Duhul Sfânt pregătește persoana în cauză pentru întâlnirea cu mirele ei. Fără pată și fără zbărcitură trebuie să fie întâlnirea cu Domnul nostru. Și în ultimul rând, mai lipsea ceva. Știți ce lipsea? Bucuria bucurie. Când au ieșit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de... Știți că este o bucurie pe care o dă Bitcoin-ul. Bine, acum nu mai că mă sunt cap. Este o bucurie pe care o dă aurul. Este o bucurie pe care o dau followers de pe Insta. Este o bucurie pe care ți-o dă mașină. Este o bucurie pe care ți-o dă casă. Era bucuros famenul și până la pângea, Dar nu era plin de bucurie. Când a ieșit din apa aceea, spune Biblia că era plin de bucurie. Iubiți mei, nu știu câți din cei șase au părinți sau nu pocăiți. Nu există pentru părinte o zi mai fericită decât să-ți vezi copilul pe care l-ai născut, pentru care te-ai noapte de 3-4 ori, pe care l-ai crescut, să-l vezi că face legământ cu Domnul. Poate nu aveți toți părinții pocăiți, nu vă cunosc. La noi în biserică, acum câțiva ani, a fost un botez frumos și m-am uitat la candidați, aveau toți cămașa călcată, rochia călcată perfect. O fată singură avea rochia și funată din cap până în picioare. Și am zis către păstorul care l lângă mine, ia de ce e așa? Și-a zis, Cristi, ia azi dimineața o fugit de acasă. O băgat hainele în plasă cum o putut și o fugit de acasă. Mama și tata nu știe că face botezul. Am greșit ca slujitor în dimineața aceea, am făcut o greșeală colosală și azi îmi pare rău de ea. După ce s-a terminat biserica, am plecat acasă toți. Am văzut-o în curte, pe fata asta. Era bucuroasă, dar nu i da dat nimeni flori, știți? Nu a zis nimeni, hai să mănânci cu noi acasă. Nu știu ce cum o mers la părinții ei. Vreau să vă spun că întâlnirea cu Dumnezeu îți dă bucurie îți dă pace. M-a sunat un băiat și a zis, Cristi, când te-ai mutat de la Arad la Deva, eu m-am mutat din Arad în București. Tu ai lucrat 10 ani pentru Domnul, eu am lucrat 10 ani pentru alții. O zis, nu pot să spun mai multe, că mi se ascultă telefonul. După 10 ani a rămas cu 250 de lei, tu cu o viață de slujire, cu o familie frumoasă și cu o slujire frumoasă. O zis, Cristi, am avut nebunia să cred că pot să am bucurie fără Dumnezeu. Iubiții mei, știți ce am spus, ce vă spun și vouă astăzi? Așa nu ne-a creat Dumnezeu încât să nu găsim fericirea și bucuria fără El. Ar fi fost culmea să ne creeze de să zică Dumnezeu și fără mine o să găsiți împlinire în viața asta. Nu. O zis George Bernard Shaw, 60 de ani am studiat fiecare religie din lumea asta, la 60 de ani am înțeles că singura religie adevărată și care are sens e creștinismul. Îmi pare rău de ceva, că mi-a trebuit 60 de ani să găsesc asta. Sunteți prieteni unii, în, în dimineața asta aici, sunteți unii din familie de creștini, de pocăiți. Aveți două variante în viața asta. Să vă pocăiți cum să pocăi famenul sau să vă pocăiți cum să pocăi fiul risipitor. Cei mai puțini se pocăiesc ca famenul când au de toate și văd că ceva nu îi împlinește. Cei mai mulți știți cum se pocăiesc? Ca și fiul risipitor, când nu mai au nimic. Când spune doctorul, vezi că mai ai un centimetru până ajunge cancerul la inimă. Când o pierdut tot la jocul de noroc. Când și- a distrus familia când pe scările tribunalului vrea să-și ia viața, pentru că vede că nu mai are sens. Iubiții mei, oamenii merg spre iad și în drumul lor, cei mai mulți nu conștientizează că au nevoie de iertare și salvare, ca să aibă bucurie de plină. Uitați-vă la un pușcăriaș, dacă îi dus încătușat spre celulă și tu mergi și dai 100.000 de euro, îl împlinește cu ceva lucrul ăsta? Exact la fel e omul. Merge încătușat spre iad, merge plin de vicii, neeliberat, neiertat, cu toată povara cea despre care fratele Gavril spunea extraordinar aici. Că se adună în zeci de ani și ajungi pe medicamente și ajungi să-ți mulți părul din cap. Că nu te poți lega de romanul cu 28 dacă nu-ți crezi în Biblie. Și tu mergi și dai niște bani la omul ăla, îi dai o mobilă nouă, îi spui că în de sau nu știu unde, la bricostor, îi ciment la nu știu câți lei. Dar nu-l ajută pe el, pe el chestia asta. El are nevoie de o întâlnire personală cu Isus. Mă apropii de încheiere întrebându-vă, ați găsit ceea ce vă lipsește? Se uita Domnul Iisus la, la tânărul și a zis, mai îți lipsește un? Un singur lucru. Iubiți mei, dacă îți lipsește o clasă la școală în România, nu poți să dai bacalaureatul. Îmi spunea un băiat, nu mi-a dat voi la licență la facultate, fiindcă din cauza unui examen am lipsit, din motive medicale. Am un vecin pe stradă la mine care șase luni de zile au așteptat după el se i bage curentul. După șase luni a spus în îți lipsea o foaie, una, la dosar. N-am putut să băgăm curent. Deci dacă în nu-ți bagă curentul pentru o foaie lipsă, crezi că Dumnezeu te duce în cer? Când ți-a ți lipsit Biblia, ți-a lipsit închinarea, ți-a lipsit botezul, ți-a lipsit credința. Iubiții mei, Dumnezeu ne-a spus astăzi ce ne lipsești. Rămâne ca noi să ne rezolvăm problema mai departe. Nu poți să intri în cer cu ceva lips. Verifică-te astăzi. Obișnuiești să mergi destul de mult la înmormântări. Uneori te ascultă morții mai bine ca vii. Uneori omul om, îmi caz, în pierde, mai atenți. În pușcării și în spitale, oamenii ridică mai ușor mâna când faci chemare decât în biserici. Că ea nu mai e altă variantă. În biserică spune, mai, anul viitor când mai vine, hai vedem, dar mai, mai când mai Știi ce întrebare pun oamenii la mormânt? Auzi, cât pământ avea, zici? Bă, nu știu cât avea, dar mai era numai 2 metri, atât mai era. Cât avea, nu știu. Dar întrebarea care trebuie să o punem la mormântări este cât cer are omul, nu cât pământ are. Închei spunându-vă că un copil a plecat într-un cimitir cu taică sunt într-o zi. Mama lui murise și taică s mers să facă cura la mormânt. Copilul clasa întâia citea pe silabe deja. O lua fiecare cruce la rând. A, ici, o, dihnește, robul Domnului. Tati zice, da, toți au fost pocăit. Au zis, tată, nu, no, dacă așa scrie pe cruci, cum Tai că, că s-o îngrijora cu moartea soției. Au întrebarea fiului. Tati, da, aia care mint în care cimitire sunt îngropați? Aia care înjură, care trag te pe la alții. Care dau kilometri în spate la mașină, când văd mașină. Aia în care... E cimitir separat pentru ea. Atunci taică să auziți, mă, nu ce... Bă, toți să aici îngropați, nu, așa scrie. Iubiții mei, am venit cu fața strugariu la voi astăzi. Pentru că nu vreau pe crucea mea să scriu o minciună. La mulți ar trebui să scrie pe cruce dacă mor acum, a robul telefonului. A robul TikTok-ului. Îmi spunea o fată, 12 ore stau păzit pe TikTok. 12 ore. Dacă mă pui să mă rog două minute, mă plictisesc. Îmi spunea un băiat, nu pot să văd plovă că apare nou nouț sau orice altă îmbrăcăminte pe linia asta și să nu o cumpăr. Îți de modă. La altă trebuie să scrie aforobul Bergambier. N-ai vrea pe crucea de la mormântul tău ceea ce scrie să fie o realitate. De astăzi, și acum am oprit la ei și cu ei închei, cei care se botează de astăzi primez niște valori. Apocalipsa 3 cu 11, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți cu una. Diavolul nu are treabă cu aia din discotecă, cu aia care și bani nevasta, cu aia care se minciună, că a lui. Bineînțeles că îi ține ca să nu audă Evanghelia, că nu cumva să facă o schimbare. Diavolul are treabă cu voi, cu mine. De aceea Pavel o zis, sunt foarte atent, o zis Pavel, nu cumva după ce am predicat la azi. Eu să fiu lepădat. Iubiții mei care faceți botezul astăzi, vă las acest verset care spune, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cunună. Aveți niște valori de astăzi. Aveți o haină albă, aveți un nume nou scris în cartea vieții, aveți bucuria mântuirii. O să vină diavolul cu oferte fenomenale să faceți schimb, ca la ciorba lui Esau. Îți dă diavolul lucruri ieftine și îți ia binecuvântări colosale. Să nu acceptați. Să fiți conștienți de ceea ce faceți astăzi. Și într-o zi, când cea din urmă trâmbița lui Dumnezeu va suna, să fim toți îmbrăcați în alb. Amin.